Potrivit unui comunicat radet Electrocentralele Constanța înregistrează o avarie pe rețeaua care alimentează cu agent termic primar un număr de 32 de puncte termice din municipiul Constanța. Sunt afectate până la ora 23 zonele CED POD, IPMC, POD Butelii, Salvare, Inel 1, Inel 2, Caleriile Soveja și Tomis Nord. Din această cauză, Radet nu poate asigura consumatorilor săi serviciile de termoficare, până la remedierea acestei situații. Pentru relații suplimentare, dispeceratul CET poate fi contactat la numărul de telefon 0241 585 300.